Ce faceți, dragilor? Și eu fac foarte bine. Astăzi mă gândeam că mai am puțin până le iau pe Răzvanel de la grădiniță și pentru faptul că am adunat iarăși multe jucării pe care le-a și stricat și a făcut foarte multe, așa un morman de, practic, jucării de aruncat la gunoi, fix acum că nu este el și cât mai pot, o să iau jucăriile frumos și o să le selectez, o să le sortez, să vezi ce curățenie fac în ele. Hai să mă grăbesc, că dacă mai stau mult, nu mai apuc. Ia să vedem, imediat facem treaba. Ce e aici la noi? Încă este șantier, pentru că nu ai cum. Cântă sacul, da, e pe... Așa... Are foarte multe jucării pe care efectiv le-a făcut praf. Da. Și ca să înțelegem cel mai bine ce e aici și să vedeți, cred că asta se întâmplă la toți acasă, la toți copiii acasă. Haide, capul meu, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Multă mizerie, ca să zic așa. Mamă, ce în sacul ăsta. Fetița, te rog să mă ajuți, nu sta degeaba. Ești coafat, acum ai coada colorată, ia să vă cum ți-ai ieșit. Altceva, uitați-vă ce șmecher e fetița. Bine, mă, ești fashion. Deci a strâns al meu ca hârciogul. Și să ne înțelegem, nimic din tot ce e aici nu mai este întreg. Că de-aia am zis, băi, n-ai cum, ce să fac cu asta? Trebuie să iau, mă duc să iau o pungă. Ca să fiu sigură că fac o treabă extraordinară, să le și văd aruncate în pungă. Așa. Hai să iau. Luăm o de asta de gunoi ca să știm că se duce fix unde trebuie. Aoleo. Deci ne mai suportam când vine, le ia pe rând. Stai să ne înțelegem, ăsta este doar un sac mare, încă vreo 3. Și pentru că acum e momentul, că nu se prinde de toată schimbarea și de trecerea asta, le luăm repede acum. Acesta, nu mai are ghidonul de la, nu mai avem nevoie de el. Roata asta nu se știe de unde, dar nici nu mai contează. Această mașină știm că mai e întreagă. Asta Dumnezeu știe de unde e. Aici, vă ziceam, nu mai există niciuna care să aibă roți. Deci nimic, totul e stricat. E nebunit să scoată toate roțile. Acum e la momentul ăla când efectiv demolează orice. Vrea să vadă din ce sunt făcute roțile, ce mecanism are mașinuța. Și orice mașină pe care o iau, sau de exemplu sunt unele mașini care chiar costă foarte mulți bani. Nu știu dacă știți mașinile care sunt extrem de grele. A scărut de vaca de mine. Ce vrei, fată, și tu? A, nu e din unul din sacul acesta. A, ba, nu? Nu. Acestea, uitați-vă, genul ăsta care nu mai au, evident, roți. Sunt cel puțin 1.000.000 bucata. Sunt grele, dacă scade una de asta în cap, mor cu zile. Și nu rentează efectiv să-i mai cumpăr nimic. E oricum un Răzvanel. A toate jucările pe care majoritatea le-a primit, eu mai mult decât atâta nu am cumpărat, pentru că știam că se va întâmpla acest lucru. Am văzut la alți copii, la alți părinți care cumpără foarte multe jucării și care rămân fără. Adică nu că rămân fără, rămân dezamăgiți când văd că ai lor copii. Uitați-vă ce frumoasă era mașina asta. Era, nu? Nu știu ce a făcut. Uitați-vă cum arată. Deci să nu mai văd măcar, că nebunesc. Costă o groază de bani mașinile astea pe care le-a primit cadou și care în două zile, dar tot mai ideea, măcar dacă nu le mai are, va prețui ce mai are. Asta e ideea. Asta a fost o mașină care mi-a plăcut mie personal foarte mult, cu telecomandă, dar nici nu mai are telecomandă de la ea.
care oricum l-a demolat, a vrut să vadă ce e în el. Când am fost la castelul Brigitte, m-am trezit că l-avea cu el. Și nu oricum îl ascunsese și îl luase efectiv fără să-l văd eu și m-am trezit cu el acasă. Am vrut să sun, să-l trimit înapoi, dar era deja avariat, ca să înțelegeți. Dar mare și chestia asta, că dacă vede ceva, ceva ce nu știe, pune mâna să vadă ce e și nu scapă până când nu stă să vadă în ce e construit, cum e făcut, la ce funcționează. Deci, până la urmă, din jucăriile astea rămân efectiv niște... Ăsta ce face ăsta? Mai face ceva? A murit și ăsta pe front. Hai că am făcut o treabă extraordinară, măcar atâta pentru astăzi. Asta e o tâmbliță foarte drăguță pe care cred că nici nu mai are, care la fel era desenat, se ștergea singură. Ceva care pentru el la vârsta asta nu era. Asta cu patrula cățel. De fapt, el cel mai tare se joacă cu astea care îl dai înapoi. Ce faci, fata, acolo? Ce faci cu broasca aia urâtă? Sărea care nu fac foarte multă mizerie. Uite, are o bucată aici de... A, aici e ruptă, frumos. Hai să vezi ce... Poate-mi rup și vreo unghie. Da, e clar. A pus-o foarte...
Aia zic. Și astea, ce-a mai rămas aici? Asta e Rider din patrula. Știți ce zic? Gata, asta era gunoi și astea. Și uite cum am curățat eu rapid așa. Am scăpat măcar de o grijă. Fata, tu tot cu broasca aia urâtă ești? Hai de capul nostru. Așa. Sunt foarte încântată că am făcut această treabă extraordinară. Trebuie să mă apără zvânel. Punem sacului de real succes la locul lui. Nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a făcut nimic astăzi. Mai avem și o altă zi care trebuie să mai facem, am zis, abia am început, dar le luăm așa ușor ca să nu mă ia salvarea după aia să mă certe. Așa. Așa, gata. Hai că e bine. Ia să vă pute ceasul. Să dau repede o raită să-l iau pe Răzvână. E perfect. E ce trebuie, v-am pupat, am fugit și ne vedem data viitoare.